subiectul din seara aceasta se pare puțin nepotrivit, dar vă rog să luați învățătura, nu neapărat fapta. Vreau să vă întreb, cât credeți că au nevoie de pocăință? Sincer, da? Dar credeți ce spuneți sau doar ziceți așa că e ușor? Ok, e bine dacă credeți ce spuneți. Acum, dacă este să luăm un om care a făcut un păcat mare, ceva enorm, o crimă, și unul care a făcut un păcat mic, așa, cum să spun eu, a pus piedica unui copil, care din ei au nevoie de pocăință? Și din fiul risipitor și fratele lui, amândoi, nu? Mi-amintesc când eram așa mai tânăr, dar asta nu trebuie să vorbesc cu ai tineri acum, să nu faceți așa. Ce auziți la mine, să nu faceți. Când eram mai tânăr, mă suiam cu Piții, prietenul meu, în podul bisericii la fratele Aldea, care era pastorul nostru, și avea deasupra aragazului o hotă din aia primitivă. Adică nu era hotă să tragă aer. Era pur și simplu o gaură în tavan și cu un coș de tablă. Și sora Irina, soția pastorului, gătise și plecaseră într-o vizită și lăsase mâncarea pe aragaz. Noi ne-am suit în pod, am făcut din sârmă un cârlig, am agățat capacul oalei, l-am dat la o parte, am turnat de pe hotă un pumn de nisip, am pus capacul la loc și pe aceea am stat liniștiți. Când au venit acasă, îi pune fratelui Traian să mănânce și începe: măi, Irina, tu ai scăpat pietriș în ciorbă. Traiane, de ce ești nemulțumit? Eu am muncit să pregătesc mâncarea. Măi, Irina, e nisip. Traiane, n-am pus cum să pun nisip în mâncare. Măi, Irina, te rog, gusto. Dacă nu-ți place, data viitoare să gătești tu. Eu cu Piții eram în pod. Râdeam, dar râdeam cu volumul dat mic, să nu ne audă. E păcat? Pe ce porunc am călcat? Care? A 11-a? Care porunc am călcat-o? Mă duceam la școală și când veneau colegii cu bicicleta, legam cu nailon de pescuit de-al mai gros, de sub șa, lăsam nailonul de 10-15 metri și legam de un copac. Și așteptam și mă uitam. Și când ieșeau de la școală, bicicleta rămânea pe loc, ei zburau. Era bine sau rău? Dar frate, n-am avut în viața mea o prietenă în afară de soția mea, n-am avut nicio prietenă nici după aceea, bineînțeles, nici înainte, nici după aceea. N-am furat niciodată, n-am mâncat porc, n-am băut vin, n-am luat droguri, n-am... Cum spui? Tăreați păcate. Am ținut sabatul. Ce păcat am făcut? Că am avut și eu puțină distracție, puțin fan. Nu? Dar nu-i bine, nu? Ok, să luăm alt exemplu. Mă întâlneam cu prietenii mei și plăcerea cea mai mare care o aveam în suflet era să râdem de ei de la adunare. Să-i criticăm, să facem mișto de ei. L-ai văzut pe la cum s-a îmbrăcat? Parcă era Stan și Bran. Dar nu le făceam rău. Doar așa că ne distram și noi. E bine sau rău? E rău. Noastră nu criticați niciodată. E bine că nu criticați. Numai eu am criticat, nu? Domnul să vă binecuvinteze. De ce se întâmplă că cei care facem păcate mici nu simțim nevoia să ne pocăim, decât ăia care fac păcate mari trebuie să se pocăiască? Nu știu dacă mă înțelegeți. Vreau să intru într-un subiect în seara asta care arată cea mai importantă rugăciune care ne putem ruga vreodată, care este condiția celorlalte rugăciuni. Deci, dacă nu te rogi rugăciunea asta, celelalte rugăciuni nu sunt ascultate. Dacă nu înveți rugăciunea asta, mântuirea nu e posibilă. Dacă nu înveți rugăciunea asta, nu o să ai niciodată putere și binecuvântare. Nu știu dacă m-ați auzit. Deci, e esențială. Pentru viața de credință, pentru pocăință, pentru tărie, este esențială. E vitală. M-ați înțeles? Vreau să vă dau un capitol din Biblie. Înainte de a începe, știți că zice Biblia că rugăciunea, zice, mare putere are cui? Acelui? Deci dacă nu ești neprihănit, rugăciunea nu are putere. Hai să vedem la ce se referă. Putem să fim neprihăniți? Dumnezeu zice așa: fiți sfinți, căci eu sunt. Ați încercat să fiți sfinți? Da sau nu? Ați reușit? La ce se referă acolo? Vă dau și traducerea din greacă, să știți la ce se referă, dar nu încă. Vă mai lasă să stați puțin curioși. Deci, ridicați mâini curate spre cer. Ok. Vreau să vă întreb. Ați făcut vreodată ceva în viață de care să vă fi părut rău?
Da, toți, nu-i așa? Ok. Mi-amintesc odată, eram cu piții, ne-am dus... Nu, asta e ultima poveste, rea. De aici înainte sunt mai bune. Ne-am dus cu piții, discutau ceva în comitet și noi eram curioși și nu știam ce. Și era vara și aveau calorifere care încălțeau biserica. Și în pod aveau un vas de expansiune pentru cine știe ce e aia. Am deschis până să înceapă comitetul robinetul la calorifer, la camera de comitet, și apoi ne-am dus în pod și am deschis robinetul la vasul de expansiune. Se auzea de parcă eram acolo, auzeam totul perfect. Și m-a întrebat tata, de unde știi ce am vorbit la comitet? A, nu pot să spun. Și apoi întreba pe toți în comitet, mă, fraților, cine a vorbit? Săraci, nu vorbise niciunul, dar noi ascultam la țeava caloriferului. Era bine sau rău? Pe ce am făcut, fraților? Am ascultat. Dar n-am criticat, n-am omorât pe nimeni, n-am furat nimic. Auziți, Psalm 51 este o rugăciune de mărturisire. Mărturisirea păcatului. Noi am pierdut obiceiul de a ne mărturisi păcatele. Noi vorbim de iubire, vorbim de har, vorbim de toate. Numai de mărturisirea păcatelor nu ne prea place subiectul. E o rugăciune de mărturisire. Mai mult decât atât, e o cântare, că spune o cântare a lui David, care a dat-o conducătorului corului de la templu, așa spune în titlu acolo în ebraică. Să fie cântată în sanctuar, adică a făcut-o și public. Nu numai că mărturisești păcatul, dar auzi, l-a făcut și public. Când? Când a păcătuit cu Batșeba. Auziți, zice, trebuie Biblia în română, că eu acolo am în engleză. Dumneavoastră ați găsit înaintea mea? Eu am mai pierdut timpul să mai pun alea pe acolo. Așa, gata. Zice, către mai marele cântăreților, un psalm al lui David, făcut când a venit la el prorocul Natan, după ce intrase la Batșeba. Deci știți de la ce întâmplare se referă. Zice așa, în psalm, ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. O să mă opresc aici deocamdată. Ce s-a întâmplat? Care-i povestea? În a doua Samuel, la capitolul 11, zice că când a venit primăvara, împărații s-au dus la război. Și David de obicei mergea înaintea armatei. El, liderul, conducătorul, mergea cu poporul. Nu spunea, băi, voi duceți-vă la muncă, eu stau aici. Mi-amintesc când eram la Obreja, pastor, fratele Ghiță Jigău avea de cules porumbul. Și veneau ploile și nu mai avea timp, mi se strica porumbul. Și eu le-am spus la ordinare, hai mă, fraților, ajutăm toți, culegem porumbul repede ca să nu dea ploile, să-i strice omului porumbul. Și când mă duc duminică, îmi zice Ghiță, măi, eu credeam că voi, pastorii, nu munciți. M-am gândit eu atunci să fac crimă, dar după aceea era păcat. E porunca șasea, așa că l-am lăsat în pace. Zic, cum acum nu muncim? Păi ce, că am crezut că voi sunteți numai de predică. Zic, cum ai? Eu am crescut în familie de oameni muncitori. Ce mai mă impresionează că ai venit. De aceea tu știi să muncești? Zic, hai să vedem. Ei mergeau câte un rând, eu am luat două rânduri, unul în stânga, unul în dreapta, și până toți au ajuns la mijloc, eu am ajuns la capăt și am luat-o și înapoi. Și ce, voi, ție merg mâinile ca și gura. Zic, nu mă, gura merge puțin mai repede. Ideea este că noi nu putem, fraților, numai să vorbim fără să practicăm ce vorbim. Aici David, de obicei, se ducea la război cu oastea. El dădea un exemplu, nu spunea faceți voi, dar eu nu fac. De data asta, nu s-a dus la război. Și vi s-a întâmplat vreodată să, când nu faci ce trebuie să faci și ai timp prea mult pe mână, precum Esau și Iacov. Unul era vânător și unul era grădinar, vă amintiți? Și ăla care n-a avut nimic de făcut și avea prea mult timp pe mână, i-a venit în minte să facă păcate, precum Cain și Abel, tot aceeași poveste peste tot. Cam așa e cu toți, nu numai cu tinerii, și cu bătrânii și cu toți. De-aia e bine să avem de lucru tot timpul. Când n-avem de lucru, ne fuge mintea iurea.
David nu s-a dus la război cu ei. Și dacă a stat acasă și n-a avut ce să facă, s-a învârtit el, s-a învârtit, a băgat mâinile în buzunar, s-a scărpinat la cap și la un moment dat ia telecomanda și dă drumul la televizor, că nu știa ce să facă. Și tot dă și tot sucește prin canale, avea 999 de canale, plătea cable TV și ajunge la un program care credea că e un film acolo și când colo era altceva. Și când a văzut, zice, au, nu trebuia să văd așa ceva. A schimbat sau n-a schimbat telecomanda? N-a schimbat-o. Sau, un alt exemplu, zice, măi, ce-ar fi să-mi cumpăr Adidas noi? Intră pe internet și începe să caute Nike, Adidas. Și când colo ce vede? Zice, și ce a făcut? Repede a închis pagina. A închis-o sau n-a închis-o? Nu știu dacă mă înțelegeți. Mi s-a întâmplat o dată, eram acasă și vine cineva la noi. Se duce la baie și uită să încuie ușa. De eu n-am știut că e cineva în baie. Și intru și când intru zic, scuză-mă, dar ce credeți că am rămas așa? Nu, fraților, am întors capul și m-am dus 1000 de ani. Tatăl meu zice așa, măi, păsările poate să treacă pe deasupra capului tău, dar să nu le lași să facă cuib pe capul tău. M-ați înțeles, nu? E una să zboare pe deasupra, n-ai ce să le faci. Dar e alta să facă cuib. Nu? Să le mai și hrănești. Uite aici, bobițele, ia și mănâncă. Nu pleacă de aici, stai aici, că e bine. David ce face? Nu se duce la război, stă acasă și când se plictisește, se plimbă pe acoperișul casei și vede o femeie, Batseba, făcând baie. Și cum face? Cum a văzut-o? A închis ochii și a luat-o la fugă. Că așa e ce Biblia, să fugi. Așa a făcut? Nu. A rămas acolo, se uita și a pus binoclu. Și care-i problema? Care-i păcatul? Nu numai că a rămas acolo. Dacă vă uitați la 2 Samuel, capitolul 11. La 2 Samuel, capitolul 11. Biblia asta este nouă și sunt pagine lipite. Dar am ajuns acolo. Problema nu este că a văzut-o, ci problema este alta. Că și Eva, dacă vedea pomul și mergea mai departe, era ok. Zice acolo, zice... Dar în română nu zice. Zice, se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zăit o femeie care se scălda și era foarte frumoasă la chip. În engleză zice, și-a stat să o admire, to behold her. În ebraică zice, s-a oprit și ce s-a îmbătat de frumusețea ei. Într-un cuvânt a rămas așa, parcă era întors cu cheia și nu mai putea să se miște. A rămas paralizat, hipnotizat. În ebraică zice, a rămas îmbătat, a rămas hipnotizat, a rămas acolo. Ceva de genul ăsta. Deci problema nu este că a văzut din greșeală și că a trecut mai departe. Problema e că s-a oprit. Și ce se întâmplă mai departe? Spune Biblia că a trimis niște oameni de-ai lui, probabil că soldați, servitori, și a luat-o la el. Unii o judecă pe Batseba foarte dur, că ea nu trebuia să se ducă. Fraților, pe timpul ăla, dacă te opuneai unui împărat, știi ce se întâmpla? Bine, ea trebuia să aleagă moartea decât păcatul. De acord cu asta. Dar nu e așa de ușor. A adus-o la el, mai departe știm povestea, și pe aceea ce s-a gândit el? Băi, am păcătuit. Sunt un nenorocit. Doamne, te rog, iartă-mă, Batseba, iartă-mă, Urie, un telefon, mai, vin-o aici, trebuie să rezolvăm problema. Așa a făcut. Ce s-a gândit, măi? Trebuie să rezolvăm problema asta, cum o rezolvăm? O ascundem. Că dacă o ascundem, nu știe nimeni. Îl cheamă pe Urie de la război, ce băi, tu ești soldat bun, du-te acasă, la nevastă. Că ea i-a trimis vorba că e însărcinată, nu? Du-te acasă la nevastă, că dacă te duci la nevastă, cine știe, după aceea e copilul tău, nu e al meu. Dar Urie, un om credincios, ce zice, măi, când toți soldații mor pe câmpul de luptă, eu să mă bucur? Nu, nene, stau aici la ușa împăratului și mâine dimineață mă duc la război. Și ce zice, ziua următoare împăratul ce a zis? Ci că ia și bea. Și zice în ebraică, nu că i-a dat de băut, ci cuvântul este la îmbătat. Și acum du-te acasă. Și el a zis, Domnul să mă mustre dacă mă miști de aici și mă duc acasă. Eu nu mă duc acasă. Când a văzut David, i-a dat o scrisoare, zice, du-i-o lui Ioab, generalul armatei, conducătorul armatei, și spune așa, uite, asta este sigilată, e de la împărat și e pentru tine. Ăla săracul nu știa ce care acolo. Și Ioab citește și zice, pune-l pe ăsta pe primul rând și apoi rătăceți-vă și lăsați-o să moară. Și ca să nu se pară curios, mai omoară încă așa vreo câțiva pe lângă el. Fraților, ăsta nu e un păcat mic. De acord cu mine?
Și Ioab îl pune pe Urie, pe primul rând, și mai pune încă aproximativ 20 de soldați. Vreau să vă puneți în situația familiilor lor. Ei aveau neveste și copii acasă. Vă dați seama câte familii au rămas nenorocite? De oameni credincioși și inocenți. Și toți au fost omorâți. Și David zice lui Ioab, ce să nu te muncești, sabia ta e în stânga și în dreapta, lasă-i încolo, ce contează o viață, sunt împărat. Face primul păcat și nu se pocăiește. Îl face pe al doilea să-l ascundă pe primul, îl face pe al treilea să-l ascundă pe al doilea și așa mai departe. Acum, dacă unul ar face așa în biserica de aici, probabil că nu l-am linșa, nu l-am spânzura. Dar în veci n-am mai discutat cu el, Doamne ferește să-l facem împărat sau prezbiter. Nu-i așa? Bine, nu vreau să intru în subiectul ăla. Înapoi. Și când David crede că gata, se cocoloșește, o să se uite tot, nu mai sunt marturi, nu mai e nimic, cine vine la el? Profetul Natan. Pe vremea aia să confrunți un împărat, era riscul morții. Profetul Natan îi zice, uite, era un om sărac, cunoașteți povestea, și n-avea decât un mielușel și iubea așa de mult mielușelul că îl ținea în cameră. Cine ține un mielușel în cameră, da? Și ce-i dădea să mănânce din mâncarea lui, îl ținea în brațe, îl ținea în patul lui, cum doarme Gucci, cățelușul nostru, doarme în jurul capului meu, de parcă e coroana mea. Îl iubea și așa mai departe. Și zice, era unul bogat vis-a-vis care avea 250.347 de oi. Am luat un număr. Și zice, când a venit unul în vizită la el, nu s-a gândit să taie o oaie din alea, cât am zis? Aveți memorie bună, m-ați impresionat. Și a luat mielușaua săracului și a tăiat-o pe aia. La care David se supără, să mă pedepsească Domnul dacă până mâine nu e mort. Așa e? Și zice, să dea de patru ori înapoi și cu tare, și cu tare, și cu tare, și cu tare. Și Natan se uită la el și spune, tu ești ăla. Dumnezeu ți-a dat împărăția și nu o meritai. Dumnezeu te-a binecuvântat, Dumnezeu ți-a dat sănătate, ți-a dat familie, Dumnezeu ți-a purtat de grijă, Dumnezeu tot ce ai e de la Dumnezeu. Și tu te atingi de inocentul ăla, care este un om credincios, care e un soldat bun, care este un cetățean bun. E cel mai bun care l-ai aceea. Deci sabia nu se depărta din casa ta. Și David ce face atunci? Am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Și Natan când vede că își cer iertare, ce zice? Dumnezeu îți iartă păcatul, dar sabia nu se va depărta din casa ta și copilul care îl va naște Bathsheba va muri. Ce vină avea copilul? Apropo, dacă facem un alt studiu, o altă predică, copilul ăla inocent. Știți că Iisus se numește fiul lui? Copilul ăla inocent, vă pot face un studiu în care să vă arăt că e paralelă cu Iisus. A murit inocent să plătească pentru păcatul familiei, pentru păcatul rudelor. În sfârșit, ăla nu e subiectul de astăzi. Și, în sfârșit, mi-amintesc, vorbim de păcate. Aveam niște vecini, pe ea o chema Nuțica și pe el îl chema Mitică. Acum, măi fraților, ea era așa de mare, deci eu eram mai ușor să sari decât să o ocolești. Era extrem de mare. Cum vedeți, câteodată un inol mare de nu poate să meargă. Extrem de mare. El, bărbat așa, făcut bine, parcă era sportiv. Dar el fusese pușcăriaș. Și ea fusese fată cu minte, numai că nu-i funcționa tiroida bine. Și ea s-a dus la pușcărie, pentru că se cunoștea de copii, și îi ducea mâncare și vorbea cu el. Și cu tare, și cu tare, și povestea de credință. Și el nu mai interesează de Dumnezeu, nu mai interesează. Și ea se tot ducea și îl tot vizita, fără nicio agendă, fără niciun interes. Nu se gândea ea că vreodată o să se mărite cu el. Și el a auzit de Dumnezeu și a început să se roage și a început să se gândească. Și după câțiva ani de pușcărie, nu știu câți ani, dar mulți, 14 ani, 15 ani de pușcărie, a fost eliberat. Când a ieșit afară, direct la biserică și s-a botezat. Și apoi a spus ei, măi, Nuțica, eram vecini, ușe în ușe. Ușe în ușe, stăteam noi la apartamentul 17 și ei la apartamentul 18, ușe în ușe. Ce măi, Nuțica, datorită ție sunt eu salvat. Dacă tu nu lucrai cu mine, eu niciodată nu eram mântuit. Și ce mie nu-mi pasă mai că tu arăți așa. Mie îmi pasă de caracterul tău, decât să mă căsătoresc cu una care arată bine, dar nu mă iubește, vrei să te măriți cu mine. Și aia zice, mă, dar uite cum arăt eu. Lasă-mă mai că eu te iubesc. S-au căsătorit. Dar acum, Nuțica, îi zice lumitică, măi, eu nu sunt așa de bună. Hai să ne mai uităm și noi pe internet la câte ceva și pe televizor la câte ceva. Că
să fii și tu fericit. El, mă, eu sunt pocăit, nu fac treaba asta. Nuțica, mă, hai să ne uităm. Până la urmă l-a convins. Și a zis, măi, Nuțica, lasă-mă prostile că ne povestea nouă. Uite ce fac, ca bărbatul să mai mă iubească. Mă lasă prostile că Dumnezeu binecuvintează familia, nu internetul și televizorul. Nu, că știu eu ce fac, nu păcătuim. Deci așa, e cum pui condimentele în mâncare, așa e în familia noastră. Zic, bă, lasă-mă condimentele. Mănâncă fasole, că e bună. De-aia nimic. Zice, nu are efect asupra credinței noastre și a minții noastre. Serios. Tot ce vezi, că-ți place, că nu-ți place, că-ți dai seama, că nu-ți dai seama, are efect. Tot ce vezi, tot ce vorbești, tot ce gândești, are efect. Mai devreme sau mai târziu vei plăti. La un moment dat, atât de mult s-a uitat pe televizor și pe internet, că la un moment dat, Nitică aici, Lunuțica, nevastă, după ele mă duc, nu după tine. Și a părăsit-o. Și făcea Nuțica, au, ce bine ar fi fost să las internetul, să mergem la adunare, că era bărbatul cu mine. Fraților, Satana nu face casă. Deci, trecem mai departe, nu a rămas. David încearcă să rezolve problema, nu reușește. Cred eu, personal, că dacă atunci când a făcut primul păcat, s-ar fi pocăit, Doamne, iartă-mă, lucrurile n-ar fi ajuns la nivelul ăsta. Nu numai că l-a omorât pe Urie și încă 20, dar a pierdut copilul și așa mai departe. Dar zice acolo în versetul 27 că Dumnezeu a fost, versetul 27, în engleză e displeased, zice, nu a plăcut, lucrul ăsta nu a plăcut Domnului. Și David după aceea imediat scrie Psalmul 51, ai milă de mine, Dumnezeule. Și acum, de fapt, aici este subiectul nostru, aici este esența din seara asta și vreau să vă atrag atenția la câteva lucruri esențiale din viața de credință și din rugăciunile noastre. Lucruri fără de care rugăciunile nu pot să aibă niciun fel de răspuns. Ce ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Apropo, în ebraică nu zice șterge fără de legile mele, ci zice iartă-mă cu o compasiune intensă pe care numai tu poți o ai. Iar la a doua, zice, spală-mă cu desăvârșire și curățește-mă de păcatul meu. Acolo zice așa în engleză. Plătește prețul de sacrificiu în locul meu. Așa se traduce din ebraică. Nu sună frumos? Plătește, Doamne, prețul de sacrificiu în locul meu. Asta e traducere. Vreau să trec mai departe. Întâi să citesc repede versetele și apoi trec la... Apropo, este o paralelă. El zice așa. Dacă observați, ce iartă-mă, și apoi ce curățește-mă. Ați observat că sunt astea două expresii în verset? Iartă-mă de păcatul meu, curățește-mă de nelegiuirile mele. Care e diferența între iartă-mă și curățește-mă? Noi putem să fim iertați, dar să fim necurățiți. Nu știu dacă mă înțelegeți. Noi nu avem nevoie numai de iertare. Avem nevoie și de o inimă nouă și de o minte nouă. Exact ce spune în 1 Ioan, zice așa, dacă ne mărturisim, care e condiția? Mărturisirea. E un condițional în greacă. Dacă ne mărturisim păcatele, asta e partea noastră, e un legământ. Este un târg între mine și Dumnezeu. Partea mea, mărturisesc. Partea lui Dumnezeu, iertare și curățire. Dacă noi ne facem partea noastră, Dumnezeu își face și el partea lui. Dacă ne mărturisim păcatele, deci dacă nu ne mărturisim, nu se întâmplă asta. Dumnezeu e credincios și drept să ne ierte și să ne... Discutam cu o soră din primul meu district în America, în Janesville, Wisconsin. Nu știu dacă ați auzit vreodată povestea, nu contează, tot o spun. Bătrână, 92 de ani, ascuțită ca o vulpe sau ca un cuțit din ăla bun. Deșteaptă foc, 92 de ani, deșteaptă foc. Înaltă, slabă, încă venea la adunare, conducea mașina, mergea, bani grămadă, dacă îmi zic bani grămadă, adică milioane. Ea cumpărase biserica cu bani cash, toată clădirea. Băi, vrei să cumpărăm o biserică nouă? Ok, men, cât trebuie? 400.000. Cu geamantanul de bani. Sunase conferința, ce aveți, mai? De ce vă căzniți asta? Păi nu avem bani să facem dormitorul de băieți și s-a stricat. Cât vă trebuie, men? 2,4 milioane. Bine, men, un cec, 2,4 milioane. Ia, mă, și faceți-vă dormitorul. Mi-ar trebui și mie un membru așa în biserica mea.
cu conferința. Vă trebuie campgrounds, vă trebuie, cum să zic eu, locul de camp meeting. Da? Da, și păi ne mai trebuie 100 și nu știu cât de mii sau cât. Bine, mă, nu încerc, luați-l. Vă dați seama câți bani? În schimb, în permanență, când venea la comitet, ea era vaca alfa, nu știu dacă alfa cau, nu știu dacă ați auzit ce înseamnă aia. Vaca alfa e vaca după care merg toate celelalte vaci. O ia aia înainte, toate o ia înainte. O ia aia la stânga, toate vacii o ia la stânga. Ea e vaca șefă. Scuzați expresia. Dar așa se numește, alfa cau. Adică, eram la comitet. Și ziceam, să facem cu tare. Și toată lumea se uita la ea. Și ea făcea așa. Și toți, da! Se uita la ea și ea făcea așa. Și toată lumea zicea, nu! Și bine mă, dar voi n-aveți cap? Sunteți papeți? Marionete? Rugați-vă, gândiți-vă, vedeți și spune Domnul. Frate Pavel, dacă nu facem ca ea, nu mai dă bani. Lasă-mă să nu mai dea bani. Păi și noi cu ce plătim bilurile? Păi băi, a cui e biserica asta? A Domnului. Lasă-mă că plătește Domnule. Nu le plătește Domnul. Păi zi, plătiți voi. Nu avem bani. Păi bine mă, dar eu în Biblia mea, eu am văzut că dădea și văduva aia care nu mai avea decât acolo doi bănuți. Nu spunea acolo că a dat și bogatul, a dat și văduva. Nu trebuie mă să dea numai bogați la adunare. La adunare trebuie să dăm toți, că e ce mai ferice să dai decât să primești. Adică vrei o binecuvântare? Dacă crezi că Domnul ți-a dat, dai acolo, că ai puțin, că ai mult, dai ceva pentru Dumnezeu. Nu? Ce da, dar e ușor să spui. Nu mă înțelegeam cu ei. Toți ce spunea lui, asta făceau. Că nu trebuia să-i spun numele. Asta făceau toți. La un moment dat, zic ăștia, măi, zice lui, hai să dăm, că dacă tot am spus numele acum, hai să dăm bani pentru o construcție de biserică în India. Dar Maranatha clădea biserici în India pentru $2000 o biserică. Acum, biserica din Madison, care e mare, 400 de membri, au dat $2000. Biserica din Milwaukee, care e mare, 450 de membri, au dat $2000. Biserica din Green Bay, care e mare, 500 de membri, au dat $2000. Biserica de unde ream eu, din Janesville, care n-avea decât 60 de membri, nu 400, zice lui, câți bani avem în bancă? Și ăștia, păi, 64.000. Îi dați toți. A rămas toți mască. Da, Luis, no comments. Toată lumea liniște. Și zic, băi, dar avem acoperiș și strica, plouă în biserică. Pastor, no comment. Zic, uai, de ce nu? Zic, avem boiler stricat, spălăm vasele cu apă rece. Când avem cină, ne spălăm pe picioare cu apă rece. Hai să reparăm acoperișul, reparăm boilerul și pe aceea mai trimitem. Păstrăm și noi niște bani de rezervă. Dacă nu dați banii toți, nu vă mai dau nimic. Și pe tine, zice, young man, I'm gonna move you. Pe tine, te mut. Și eu zic, dar ce mă crezi că eu sunt piesă de șah? Mă muți cum vrei? Zic, și unde mă muți? Că mai biserică mai mică decât asta nu există. Mă muți la conferință, mă faci președinte sau ce faci? Adică, într-un cuvânt, n-ai cum să mă pedepsești, că deja eu sunt aici, cel mai mic între cei mai mici. Mută-mă, care-i problema? Dacă Domnul vrea să mă mut, mă mut. Dacă Domnul vrea să stau, stau. Care-i problema? Nu mă interesează. Se uită la mine și că am mutat 17 pastori înaintea ta, te mut și pe tine ca pe nimic. Am tăcut din gură și zic, ok, sunteți gata de vot? Da. Închidem bordul, nu votăm nimic, mergeți acasă. Și am declarat bordul închis și toată lumea acasă. Sau ce s-a supărat lui Is. S-a roșit la față, s-a ridicat, a trântit ușa, numai că n-avea geamuri, că dacă avea, ar fi căzut geamurile. Și după aceea mă sună unul dintre ei din comitet, pastore, ai încurcat-o. Zic, mă, n-am încurcat-o deloc. Zic, bă, dar voi n-aveți, mă, conștiință. Rugați-vă, nu faceți nici ca mine, nici ca aia, faceți ce vă spune Domnul. Mă sună al doilea, mă sună al treilea, mă sună al patrulea. După aceea mă sună lui Is. Ia să vii tu la mine acasă. Gata, mă duc la interviu. M-am dus la ea acasă. Ce, fii atent, ori le spui să dea toți banii, ori te mut. Zic, mă, nu le spun treaba asta. Lasă, dea ce vor ei. Zice, stai jos. Stau jos. Ia telefonul, sună la conferință, către președinte. Dacă nu-l muți pe ăsta pe aici, nu vezi un ban de la mine. Praise the Lord for good leaders. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru conducători buni. Președintele zice, ne-ar place să primim banii tăi? Dar și de una și de alta, și că dai și că nu-i dai, nu-l mutăm. Și a închis telefonul. Au, ce s-a enervat. V-am povestit povestea, nu? Nu? Oh! Păi ați pierdut jumate din viață. Ok. Și zice președintele, nu-l mutăm. Au, ce s-a supărat. Au, cred că numai că n-a făcut hard attack. A luat telefonul și a început să-i spune pe din biserică, în fața mea. Zice, băi, fii atent, noi suntem prieteni de o viață. Dacă tu l-asculți pe pastorul ăsta, eu cu tine nu mai discut, la biserică nu mai vin, bani nu mai dau. Pe următorul, până a sunat jumate din biserică. I-am ridicat, eu zic, știi ceva, eu mă duc acasă. M-am dus acasă,
Înceapă să mă sune jumatea cealaltă. Pastore, cu cine să fim? În tabăra ta sau în tabăra ei? Bă, fraților, în biserica asta nu sunt tabere, e tabăra Domnului. Și noi suntem the body of Christ, suntem trupul lui Hristos. Noi trebuie să fim una. Cum poți să tai trupul lui Hristos în două și întrebi în care parte ești? Tu ești cu mâna sau ești cu urechea? Noi nu tăiem trupul lui Hristos. Suntem una. Păi și tu ce faci? Eu predic Evanghelia, dau studii biblice, fac vizite. Eu îmi fac lucrarea la care am fost chemat. Nu mă lupt cu ea. Ea n-are decât să lupte singură. Ca să fie luptă, trebuie să fie doi. Eu nu mă lupt. Îmi văd de treabă. Și vă recomand să nu vă luptați, să vă vedeți de treabă. Dar cu banii cum să facem? Nu știu. Vă rugați? Dar faceți cum vă spune Domnul, nu cum vă spun eu, nu cum vă spune ea. M-au sunat pe rând unul câte altul, în sfârșit. Măi, frate, a început să-mi facă viața amară. Amară. Zi de zi, sâmbătă de sâmbătă. Soția cu mine am început să ne rugăm, soția postea în fiecare miercuri, eu mă rugam în fiecare dimineață de la 5 la 6, numai pentru asta. 3 luni. Se părea că Domnul nu răspunde la rugăciune. După 3 luni a căzut și și-a rupt șoldul, umărul și mâna. Eu nu m-am rugat pentru asta. Eu m-am rugat doar ca Domnul să rezolve. Nu, n-am cerut, Doamne, o moară, nu poți să te rogi așa ceva. Și nici n-ar fi ascultat Domnul. Dar ea avea 92 de ani. Păi când ai 92 de ani și cazi și zrupi hipul, cum zic eu, șoldul, ăla nu se mai vindecă. A mai trăit 2 săptămâni și a murit. N-am zis preiți deloc de observație. A mai trăit 2 săptămâni și a murit săraca. M-am zis la spital, eram pastor. Și spun soției, m-a dus să o vizitez pe lui, dar mi-e tare greu. Mi-e tare greu că o să ții pe la mine. Și de-a n-ai ce, te duci și cumperi flori. Lasă-mă că nu-i trebuie flori. Te duci și cumperi flori. Eu nu cheltui banii pe ea, lasă-mă în pace. Dacă ar fi un membru care să merite, și de-a n-ai ce, merită că Iisus a plătit pentru ea. Zic, ok, bine, bine. Am știut că soția are dreptate, numai că nu prea avea în chef. Ca să nu mă supăr cu soția, m-am dus la Aldi, că Aldi e un magazin ieftin, cel mai ieftin, și am luat cele mai cheap flori care le-am găsit. 2,99. Când am ajuns la deschidere de la spital, când îi dau florile, le ia cu mâna stângă, care nu era ruptă, și pac, cu el în cap, arunc florile de capul meu. Și pe aceea zică, get out! I don't want to see you! M-a dat pe ușa afară. Zic, nici eu nu vreau să te văd, la revedere. Am închis ușa și am plecat. M-am dus acasă și zic, Dana, nu mă mai duc, că m-a dat afară și nu vrea să mă vadă. La care Dana zice, vezi ușa? Te duci înapoi! Zic, hai mă, Dana, come on! Și Dana zice, vreau să te întreb. N-a spus Iisus că și păgânii îi iubesc pe aia care le fac bine și că noi trebuie să iubim pe dușmani și să ne rugăm pentru ei, să binecuvântăm pe cei care ne blastămă? Ce, tu vrei să slujești lui Iisus, să fii pastor sau nu? Tăcut din gură, a cam avut dreptate. Zic, bine, mă duc înapoi, dar ce să fac? Și Dana ce, uite, eu pregătesc cornulețe. Au, a făcut niște cornulețe. Ah, bune! Ce, pregătesc cornulețe, îi duci prăjituri și nu pleci de acolo. O las să te omoare, stai acolo până dă în tine. Și spui, nu plec până nu ne rugăm împreună. Oleu! Am luat cornulețele, m-am rugat tot drumul. Doamne, dă-mi putere și înțelepciune. Vă rog să mă credeți că mă rugam pentru ea, dar mi-era greu să mă rog pentru ea și mi-era greu să-i rostesc numele la rugăciune. Vi s-a întâmplat să aveți probleme cu cineva până la punctul că să vă fie greu să-i rostiți numele? Bă, fraților, mi-era greu să-i spun numele. Doamne, ajută pe lui. Spuneam, Doamne, ajută pe asta. Mi-era greu, așa tensiune aveam cu ea. Și m-am rugat, Doamne, dă-mi putere. Mă cam freca stomacul, mă cam luaseră nervii, dar încercam să fiu calm. Ajung la spital, deschid ușa așa puțin, cu o mână, bag numai capul, că m-am gândit că mi-aruncă prăjiturile la gunoi și mai bine le mănânc eu decât să le arunc ea la gunoi. Zic, Luiz, m-a trimis soția înapoi, ți-a trimis prăjiturile, să nu le arunci la traș. Dacă le arunci, mai bine le mănânc eu. Dar am nevoie de prăjiturile, ieși afară! Pe aceasta zici că, băi, dar ăsta miros frumos. Zic, da, sunt bune. Prăjituri românești făcute de Dana. Zic, românești! Oh, și ce miros, poți să gust una. Păi zic, pentru tine. Le-a luat cu mâna bună, în 10 minute le-a gustat toate. Adică le-a mâncat. Și pe aceea zică, ok, stai jos. Dacă am mituit-o, i-am dat prăjituri, acum trebuia să mă asculte. Zice, ce vrei de la mine? Zic, nu vreau nimic, m-a trimis soția să te vizitez. Și că știi că nu-mi place de tine. Zic, vrei să fiu sincer? Nici mie de tine. Și stă ce stă, zice, de ce vii la mine? Zic, pentru că vreau să facem pace. Ce degeaba facem pace? Ce, eu nu pot să fiu mântuită. Zic, ce? Ce, pentru mine e prea târziu, Duhul Sfânt m-a părăsit. Zic, ce vorbești? Ce, 72 de ani în urmă am făcut un păcat foarte mare. Toată viața mea am cerut iertare, dar n-am fost iertată niciodată. Și eu nu pot să fiu mântuită. Zic, ce vorbești tu? Ai făcut păcatul ăla în fiecare zi până ieri? Sau l-ai făcut atunci? Ți-ai cerut iertare? Toată viața, tot pentru ăla de atunci și nu ești iertată. Nu, tot pentru ăla de atunci. Zic, băi frate, chiar că tu nu poți să fii mântuită, tu ești pierdută. Zice, ce?
Zic, păi dacă tu nu crezi că Domnul te-a iertat, păi nu e speranță pentru tine. Fără credință e Evrei 11, cu neputință. Without faith, we cannot please the Lord. Fără credință, e cu neputință. Că cine se apropie de El, trebuie să creadă. Așa cum spuneam miercuri seara, noi avem mai multă încredere în duș decât avem în Dumnezeu. Pentru că atunci când pornești dușul, crezi că vine apa. Dar când te rogi, nu crezi că vine răspunsul. Deci noi mai mult avem încredere în duș decât în Dumnezeu. Nu e drăs. Așa e, nu? Mai multă încredere avem în mașină, că atunci când întorci cheia, crezi că mașina pornește. Dacă spui rugăciunea, nu crezi că vine răspunsul. Și zice, eu nu pot să fiu iertată. I-a zis, măi, Luis, de unde știi tu că nu ești iertată? Zice, păi Dumnezeu nu mi-a arătat că sunt iertată. Măi, iertarea e prin credință. Nu e că plătești ceva. Noi așa avem tendința să facem ceva, să ne simțim bine. Când păcătuiești, nu te rogi. De ce? Că nu meriți. După ce trec câteva zile și uiți, atunci meriți. Păi dacă ai uitat, e păcatul mai mic? Sau dacă ai făcut ceva bine pentru adunare sau pentru altul, atunci te rogi. Păi și dacă ai făcut ceva bine, meriți? Păcatele noastre bune sunt ca un preș de picioare, așa se numește acolo, nu cârpă, preș de picioare murdar, așa se traduce. Bă, Luiz, zic, ce facem noi? Nu ne dăm merite. Noi nu putem să facem nimic să plătim iertarea. Noi nu putem face nimic să merităm mântuirea. Noi nu putem să facem nimic să plătim sângele lui Hristos. În afară de asta, nu este prin înțelegere sau prin logică omenească sau prin știință. Este prin credință, că și cel neprihănit va trăi prin... În concluzie, trebuie să crezi. Dar cum faci? De unde știi? Zic, mă, nu e mă un curent după gât. Mamă, ce m-a curentat. Gata, știu că m-a iertat Domnul. Nu simți, băi, niciun curent. Nu e nicio logică, nu miroși nimic, nu atingi nimic, nu vezi nimic. Credința este o încredere în lucrurile nevăzute. Dar în ebraic, în greacă spune așa. Zice, este ce stă de desubt și nu se vede și ține toată viața creștinului de deasupra. E ca temelia. E de desubt și ține casa. Și dacă dai temelia la o parte, ce se întâmplă cu casa? Credința e ce stă de desubt, nu o vezi. Dar ține viața de credință împreună, să nu se dezmembreze. Zic, mă, Luis, credința nu poți mă să o vezi. Că dacă o vezi, numai e credință, e știință. Credința nu poți să o explici, nu poți să o miroși, nu poți să o atingi, nu poți să o meriți, nu poți să plătești pentru ea. E ceva ce nu poți să explici. Dacă ai putea să explici omenește, ai fi Dumnezeu. Numai Dumnezeu înțelege credința, noi nu o înțelegem. Tu trebuie pur și simplu să-L crezi pe Dumnezeu, să-L crezi pe cuvânt. Când ți-a spune te iert, zic, bine, te cred, mă ierți. Spuneam, parcă miercuri seara sau sâmbătă trecută, nu mai amintesc, de Ovidiu, de băiatul meu. Când i-am spus, băi, mâine îți cumpăr motocicletă, ce a făcut? A început să sară în sus, să țipe canărodul, a fugit afară, le-a spus la toți că el are motocicletă și el a întrebat unde e. A, mâine mi-o cumpără. De el deja se bucura. În Marea Luptă, capitolul 42 sau 43, spune acolo că atunci când te rogi, trebuie să crezi că ai fost iertat și să te bucuri și zici acolo dânsa, zice, să sari, să tresalzi de bucurie. Auziți, frate, nu numai că trebuie să-i, Doamne, iartă-mă, amin, îți mulțumesc că m-a iertat. Trebuie să crezi că ai fost iertat, să te bucuri în iertare. Și spune dânsa acolo, pentru că nu credem că am fost iertați, rămânem în păcat și continuăm să păcătuim. Dacă am crede că suntem iertați, n-am mai fi în păcat și spune dânsa, Dumnezeu ne-ar da un nou început, a new start, așa spune. Și apoi dânsa continuă, după aceea trebuie să rămânem în Hristos, că fără El nu suntem nimic. Înapoi la subiect. A, nu, nu încă. Mă întorc într-o secundă. Vreau să mai spun ceva aici. Adică, pentru faptul că nu credem că suntem iertați, nu suntem iertați. Nu știu dacă m-ați înțeles ce vreau să spun. Dumnezeu a plătit pentru păcatul tău și al meu la cruce. Aici, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lui John sau a întregii lumii. Câte păcate? Unul sau toate? Iisus a plătit la cruce și sângele lui este suficient. Numai că Iisus, tu ai o datorie de 1 milion și Iisus îți dă cecul de 1 milion. Și tu zici, n-am încredere că e adevărat, cecul ăsta e fals. Și tu nu te duci la bancă. Ai vreun beneficiu de la cecul ăla? Nu! Trebuie să ai încredere că cecul ăla este real și să te duci să-l faci cash, să-l depui și atunci te bucuri de el. Iisus a plătit pe cruce. Dacă tu nu crezi, tu n-ai niciun beneficiu. Prin credință primești ceea ce el a făcut pe cruce. De acord? Credința este mâna care prinde bine cuvântările cerului, spune Steps to Christ. Ok. Prin credință. Și am spus-o, i-am spus, băi,
Dacă tu n-ai credință, degeaba te-ai iertat Iisus. Știi, dar de unde știu? Nu trebuie să știi, trebuie să crezi, trebuie să spui, Doamne, cred, simplu, așa ca un copil mic, Doamne, cred că m-a iertat. Și am spus, uite, Avram l-a crezut pe Dumnezeu și s-a considerat neprihănire. În ebraică nu spune așa, în ebraică zice, Avram l-a crezut pe Dumnezeu și de aceea Dumnezeu l-a considerat, zice, as righteous as God himself. Așa de neprihănit ca Dumnezeu însuși. Așa de neprihănit ca Dumnezeu însuși. Wow, ce dar! Așa am învățat că neprihănirea prin credință este neprihănirea atribuită și neprihănirea împărtășită. Neprihănirea atribuită, tu încă ești păcătos, dar când tu zici, Doamne, iartă-mă și crezi, Iisus ia haina lui, albă, divină, inocentă, pură, de Dumnezeu, ți-o dă ție și ia haina ta plină de păcate și o ia el. Și de-aia a murit pe cruce, pentru haina ta. Mă înțelegeți? Păi dacă Dumnezeu ți-a dat haina lui, nu-i motiv să te bucuri? Asta e o chestie mai mare decât mintea umană. Nu-i motiv să te bucuri? Păi, fraților, ar trebui să sărim în sus și în jos precum copiii. Nu-i motiv să te bucuri? Vă dau un exemplu stupid. Datorez 500.000 de dolari. Da? Am datorie. Pe lângă datoria de 500.000 de dolari, am casa neplătită și mi-a banca acasă. Școala neplătită la copii, mașina neplătită, căldura neplătită, telefonul și... Mă înțelegeți, nu? Ok. Și m-au dat și afară din serviciu, n-am serviciu. Ok. Când să mă sui în mașină, să plec, să mă uit după un serviciu, se strică și mașina. Iau telefonul să sun, se strică și telefonul. Știți, când plouă, cum zice? Curge. When it rains, it pours. Ok? Toate vin grămadă pe mine. Sunt disperat. Ce să mă fac, ce să mă fac, ce să mă fac, ce să mă fac? Și... mă sună vecinul care e multimilionar și zice, băi, a nins? Vino și dă și mie zăpadă la o parte de pe drive-ul. Gata, mă, ți-o dau. Dau zăpada, termin într-o oră. Zice, cât să te plătezi? Cât vrei tu? Și bine, man. Cam cât să dea pentru o oră? Ha? Repede, așa. 10. 15, bine? Ok, dă 20. 20 la oră? Ai dat cu lopata puțin? E bine. Ce, uite aici, 20. Ai muncit pentru ei sau nu? Ha? Da. Te ajută să-ți dai datoria? Nu. No. De-abia că poți să-ți iei două pâini și un covric sau un iaurt sau ceva, nu știu. Ok. Mâine zice, băi, iar a nins. Dă și mie zăpada. Dai zăpada și zice, băi, tu ai făcut treabă bună ieri și tu ești în nevoie, eu am bani, îți dau 50. Acum, cum e? Care, cât din 50 muncă și cât din 50 har? 20 muncă, 30 har. Ok. Deci meriți tu acolo. Ai făcut și tu ceva, ai făcut și Dumnezeu ceva. Bun. Păi mâine iar ninge. Zice, băi, vino și dai cu lopata. Dai cu lopata, muncești o oră, că tot mărimea aia de drive-ul. Ok. Zice, băi, ai făcut treabă bună, tu ești vecinul meu, ieri am stat și de vorbă, îmi place de tine, îți dau 100. Ai făcut și tu ceva puțin? Ai făcut și Dumnezeu mult, așa e? Așa credem noi, că facem și noi ceva, facem și Dumnezeu. Noi facem puțin, el face mult. Păi mâine ninge iar. Băi, vino, dai lopata, dai cu lopata. Zice, băi, știi ceva? Îți dau 10.000 de dolari pentru o oră. Aș lucra și eu cu 10.000 de dolari pe oră. Nu? Acum, cât e merit, cât e har? Rămâne acolo puțin, 20 de dolari. Dar ziua următoare nu mai ninge. A, cu ce te faci? Te cheamă, băi, ia vino. De ce mă cheamă ăsta? Să-i șterg praful. Te duci? Vrei să șterg praful? Nu. Vrei să-ți fac pantofi? Nu. Vrei să mă tur prin casă? Nu. Păi zăpadă nu e pe drive-ul, de ce mă chemi? Păi mi-a plăcut să stăm de vorbă. Stai jos, mai stai și noi de vorbă, așa ca prietenii. Mă gândesc eu, bă, dar asta nu mă plătește pe vorbă. Dar stau jos, că mi-a dat ieri 10.000 de dolari, îți dai seama. Și așa ieri am luat bani degeaba, nu? Stau jos acum, ce să zic? Stau jos, stăm de vorbă. După oră, băi, tu ești necăjit, mă, știu, am bani grămadă. Cât datorez, mă? Păi 500.000 de dolari, casa 200.000, școala la copii 21.000, cu tare, telefonul, mașina, în total 1.400.000. Wow! Bă, păi tu ești terminal, mă? Păi tu poți să muncești 10 vieți, să nu plătești banii ăștia cu 10 la oră, nu? Așa e. Bine, mă, ia, dă ce cumva. Se apucă și scrie. 1.400.000, dar tu bă, trebuie să ai și tu o viață bună după aceea. 2 milioane, no, nu 2, 10 milioane. Scrie 10, ar fi o chestie, nu? Și scrie 10 milioane, semnează, îți dă cecul. Și tu te uiți la el în lumină, te uiți bine. Spui ochelarii mai departe. Bă, 10 milioane. Acum, cât a fost muncă și cât a fost har? Ha, fraților? Și tu când vezi cecul de 10 milioane și bă, ăsta și-a bătut joc de mine și rupi cecul. Mă înțelegeți? Așa facem noi cu harul. Dumnezeu și-a dat
pe Fiul lui pe cruce și eu mă simt bine când dau și eu cu lopata. Și când Dumnezeu îmi dă cecul ăla, care este fără valoare, viața lui Iisus, era mai ușor să dea tot cerul decât să-și dea Fiul. Dacă se putea ceva mai bun, dar nu exista nimic mai bun în univers decât Fiul lui Dumnezeu. Și eu când văd cecul ăla atât de mare, eu nu cred. Pentru că n-am făcut și eu ceva acolo, să pun și eu puțin gunoi. Așa facem noi. I-a spus lui Luis, sora, trebuie să crezi, nu trebuie să meriți, nu trebuie să înțelegi, nu trebuie să simți, nu trebuie să vezi, trebuie să crezi. Și atât, atât. Și ce fac? Crezi. Și cum crezi? Crezi. Ce vrei să-ți explic? Dacă îți explic, nu mai ai credință, e știință. Crezi. Și în momentul în care crezi, sunt iertată, da. De unde știi? Păi așa spune Biblia. Biblia minte? Nu, Biblia nu minte. Păi atunci, și cum zic? Zici, Doamne, îți mulțumesc că m-ai iertat. Cred că acum sunt neprihănită ca Iisus. Chiar atâta? Păi zic, tu crezi că Dumnezeu îți dea jumate de neprihănire? Nu ce, haina lui Hristos, nu spune așa? Ce, ba da. Păi și atunci, crezi. Stă-ce, că asta e prea mult pentru mine. Zic, păi, tocmai asta e frumusețea harului, tocmai asta e iubirea. E prea mult, 10 milioane de dolari. Nu merit. Zic, așa e, nu merit, nici tu, nici eu. S-a uitat la mine și a început să-i curgă lacrimile. Și crezi că nu sunt părăsită, nu? Că dacă erai părăsită, nu discutai cu mine de subiectul ăsta. Nu te durea nici capul de el. Dacă discuți, înseamnă că Duhul Sfânt lucrează la inima ta. Deci nu-i prea târziu pentru mine, nu-i prea târziu. Și ce să fac? Spune Dumnezeu că crezi că ești iertată. Atât, atât. Pune mâinile, închide ochii și zice, Doamne, toată viața m-a rugat pentru păcatul ăsta. Și probabil că Tu m-ai iertat de mult, dar eu n-am avut credință. Acum cred că sunt iertată și îți mulțumesc. Și a început să plângă. Și a deschis ochii și zice, și atât, atât. Sunt iertată, ești iertată. Și acum ești curată ca Hristos. Acum, acum Iisus în clipa asta, în secunda asta, a luat păcatele tale toate asupra Lui. Și de prihanii Lui toată asupra ta. Zic, nu e minunat? Plângea și nu se mai oprea și mă ia așa cu mâna bună, mă strânge în brațe și apoi chiar de tu la o parte de aici. Bă, ce vrea asta? Ia telefonul, începe să-i sune. Băi, dacă n-ascultați de pastorul ăsta, nu mai vedeți bani de la mine. Ei, oprește-te, man! Ia săraca, n-am învățat prea bine lecția. Este posibil ca o viață întreagă de credință să ne zbuciumăm pentru că noi nu ne rugăm rugăciunea de pocăință a lui David? Mă înțelegeți? Împotriva ta am păcătuit. Șterge-mă, iartă-mă și spală-mă, curățește-mă. Observați? Și pentru că noi, unu, n-am mărturisit, trăim cu păcatul în conștiință și nu-l mărturisim. Și zicem, e mic, eu n-am desfrânat ca David, n-am omorât pe nimeni ca Moise, e mic. Fraților, nu-mi pasă dacă ai un fir de curent și treci cu tancul și-l rupi pe 6 metri lățime sau iei forfeca și-l tai pe 1 milimetru lățime. Curentul nu mai trece. Nu contează că ai făcut un păcat mic sau mare. Relația cu Dumnezeu e ruptă. Iisus a plătit pentru păcatul ăla. Până nu ne mărturisim, cu inima zdrobită și cu sinceritate. 1. 2. Credem. Și 3. Rămânem în Hristos. Nu există speranță. De aia rugăciunea celui neprihănit are putere. Pentru că neprihănitul de 7 ori cade și ce face? Se ridică. Doamne, iartă-mă! Asta ne trebuie. Dacă vrem să avem putere în rugăciune. Asta a făcut David. Acum eu mi-aș fi dorit ca el, David, să fi făcut asta imediat cum a făcut primul păcat. Nu să ascundă, să ascundă, să găsească metode umane până ajunge la capăt. O viață întreagă sunt unii, păcătuiesc și o viață întreagă, până la 90 de ani. Tot se joacă, tot se joacă. În loc să... Cum ai păcătuit? Cum? Pe genunchi, frate, pe loc. Știam pe unul din Florida. Avea 16 ani. 16 ani. Acum este în Thailanda. Avea 16 ani. S-a înhăitat cu o grupă rea, 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 rea de tot. S-au dus cu armele să atace o bancă. A reușit să ia ceva bani și au fugit. Peste o săptămână s-au dus și au atacat un magazin, au luat ceva bani și au fugit. Peste o săptămână s-au dus și au atacat o fată tânără. N-au omorât-o, dar au bajocorit-o. S-a întâmplat că a venit poliția atunci. El era începător. Banda aia de hoți erau, cum să spun eu, înrăiți de ani de zile, toți făceau prostii. El ce s-a gândit? Prieteni buni, ăștia sunt cool. S-a dus cu ei și s-a dat seama că nu-i bine, dar râdeau de el și ca să nu fie mai prost, a stat cu ei. El nu s-a atins de fetița aia. În schimb, a avut și el pistol și a fost și el cu ei. Când a venit poliția, credeți că a zis, tu nu ai făcut nimic, pe tine te iertăm, așa credeți? L-a prins poliția, au mers toți la tribunal
Și el ce se gândea? Prima abatere în viața mea, am cazier curat, 30 de zile și pe aceea mă lasă și mă pune sub probă. Așa a fost, după dumneavoastră. 80 de ani pușcărie. Pentru câțiva din ei a fost pedeapsa capitală, pentru câțiva pușcărie, ci că 200 și ceva de ani, cum poți să faci pușcărie într-o viață să trăiești 3 vieți? Dar în sfârșit, așa e sistemul. Și pentru el 80 de ani i-a terminat viața. Fiind în pușcărie, mama lui îi trimite o Biblie. Prima dată o aruncă, nu se uită la ea. Dar după câteva zile plictisit în celulă, ce să facă? Deschide Biblia și dă peste psalmul ăsta, 51. Și îl citește și începe să-și dea seama că a făcut ceva oribil. Și se pune pe genunchi și zice, Doamne, am păcătuit împotriva Ta. Eu nu știu să mă rog, nu știu să spun o rugăciune așa de frumoasă cum e psalmul ăsta, dar atâta spun, iartă-mă, îmi pare rău. Ce crezi că s-a întâmplat? Nimic. Absolut nimic. A zis iartă-mă, e frumos, zici iartă-mă, Dumnezeu te scoate din pușcărie. Toți zic iartă-mă atunci că ai interes. Nu? Nu s-a întâmplat nimic. Avusese 2 ani de stat în pușcărie când a făcut rugăciunea asta. A trecut și anul al treilea, a trecut și anul al patrulea. Dar spune el ce nu m-a eliberat nimeni. În schimb, în clipa aia am simțit pacea lui Dumnezeu și am știut că Dumnezeu m-a iertat. Am avut pace și bucurie în suflet. Și ca să nu-mi pierd timpul, m-am dus la toate clasele care se dau la pușcăriaș. Clasa de tâmplărie, clasa de plumbing, cum ziceți plumbing? Instalator, clasa de sudură, clasa de cutare, tot de construcție, de masonry, cum să zic eu, de lucrat în zidărie, în piatră, în faianță, în marmură, în tot ce se putea învăța, a învățat băiatul. Exact 8 ani mai târziu, făcuse 2 ani, s-a pocăit și încă 8 ani, în total 10 ani în pușcărie, a intrat în pușcărie când avea 17 ani, deci la 27 de ani. Exact 8 ani mai târziu, în total 10 ani de stat în pușcărie, guvernatorul din statul Washington, unde el a fost trimis la penitenciar, el era din Florida, dar a fost trimis la pușcărie, a stat o lună în Florida și după proces l-au trimis în Washington. Guvernatorul de la statul Washington a ieșit la pensie și în ultima zi de office a trimis un pardon pentru el că e prea tânăr și că a fost prima lui abatere și l-a iertat. Deci după 10 ani de pușcărie a fost iertat. Ce credeți că a zis el când a fost iertat? Acasă, gata, înapoi la viața veche? Așa credeți? S-a uitat după biserică, a găsit biserica adventistă din Florida, s-a dus la biserică, s-a botezat și a zis, Dumnezeu mi-a scăpat viața, trebuia să stau acolo până putrezesc, de aici înainte să vezi Dumnezeu. Păi s-a botezat, s-a dus în Costa Rica, în lucrare misionară, după 2 ani de Costa Rica s-a dus în Thailanda. A început să ajute copii orfani, a început să ajute pe ai bolnavi, a început să lucreze, să facă vizite, dar el nu știa thailandeză, s-a apucat să învețe thailandeză, îi spuneau toți că e imposibil și le spunea așa, dacă Dumnezeu a dat Duhul Sfânt la ziua de Pentecost, la ziua cincizecimii, și au vorbit în limbi, poate să mă ajute și pe mine să învăț thailandeză. Am învățat thailandeză până la urmă, a început să dea studii biblice. Și am văzut e-mailul de la el, spunea așa, zice, nu e nicio fericire mai mare decât să-i servezi Dumnezeu. Dacă vă uitați în Psalmul 51, zice, ți-am mărturisit și păcatul și tu m-ai iertat. Și pe aceea zice, voi spune lauda ta tuturor. Acum spun în cuvintele mele, e pe la versetul 13, pe acolo, nu știu, 12, 13, 14, pe acolo, mai târziu. Mai aproape de sfârșitul psalmului. Cât e? Versetul 17, 18? 19, pe acolo, pe undeva. Pe la sfârșitul psalmului. Că un om când este iertat, când un om, zice, nu numai că zice, iartă-mă și curățește-mă, dar zice, pune în mine un duh, zice, Doamne, cercetează-mi inima. Pune în mine un duh nou și statornic. Acolo în ebraică nu zice așa. În ebraică zice, e cuvântul folosit bara, înseamnă cuvântul folosit la creațiune, când Dumnezeu a creat pe Adam din nisip. Același cuvânt e folosit. Într-un cuvânt ce zice? Nu ce pune în mine un duh nou, zice, creează-mă din nou. Nu sunt bun. Fă-mă din nou, schimbă natura asta nenorocită. Prin minunea ta creativă, fă-mă un om nou. Și după aceea zice, dăm bucuria mântuirii tale. Câți dintre noi avem bucuria mântuirii? Fraților, bucuria mântuirii vine în urma mărturisirii și iertării. De aia nu avem bucurie, că nu ne mărturisim. Mărturisirii și iertării. Încheiem acum. Și zice, atunci voi spune tuturor lauda ta. Spune sora Aita, așa e un paragraf care spune așa. Aceia care sunt convertiți nu poate să țină înăuntru. Spun tuturor bucuria lor. Cei care nu spun înseamnă că niciodată n-au fost convertiți, așa spune dânsa, cu adevărat, ci numai o formă fără putere, așa spune. Fraților, e posibil să fim o viață în credință și să nu avem bucuria mântuirii?
E posibil? Oh, sigur că e posibil. Banul pierdut era pierdut în cameră. Reprezintă sufletele pierdute în biserică. Ești în biserică și ești pierdut și banul n-are cap. Nu știe că e pierdut, numai oaia știe că e pierdută. Ești pierdut și nu știi că ești pierdut, crezi că ești bine. Doamne, iartă-mă, curățește-mă, fă-mă un om nou și dă-mi bucuria mântuirii. Fă-mă o făptură nouă și dă-mi bucuria mântuirii. Nu e nicio rugăciune mai frumoasă. Asta dă putere celorlalte rugăciuni, dă pace celorlalte rugăciuni, dă acea neprihănire care vine prin Hristos și prin credință, nu prin luptă personală. Și uite, așa spune un paragraf într-o carte care nu e despre profetii. Spune așa: to the degree that you confess your sin and believe in forgiveness and remain in Christ, to that degree God is going to lift you up. Să traduc acum. Până la măsura în care îți mărturisești păcatele, te umilești, rămâi în Hristos, accepți în credință, rămâi în Hristos, cu aceeași măsură Dumnezeu te poate ridica. Deci dacă nu îți mărturisești, nu te poate ridica. Gândiți-vă că această rugăciune pe care a zis-o băiatul ăsta în pușcărie nu e așa de sofisticată. Doamne, îmi pare rău, te rog frumos, iartă-mă. Aceeași rugăciune putem face și noi. Oricare. Și dumneavoastră, și eu. Credeți că Dumnezeu aude rugăciunea simplă și sinceră? Credeți că Dumnezeu iartă când ne rugăm cu sinceritate? Fără îndoială că da. Doamne, iartă-mă, îmi pare rău. Dă-mi o inimă nouă, pune un duh nou și statornic în mine. Atunci te voi lăuda în fața neamurilor, voi spune îndurarea ta la toți. Când Dumnezeu iartă, Dumnezeu și restaurează. Dumnezeu nu numai că l-a iertat pe David, de-a dat împărăția înapoi. Nu-i așa? Noi nu facem treaba asta. Este rugăciunea pe care cu toți ar trebui să ne rugăm. Mă opresc aici, că timpul nostru a trecut și nu vreau să abuzez nici timpul noastră, plus că și eu vreau să mă duc acasă, să mănânc și mă odihnesc. Mâncarea nu trebuie niciodată să o pierdem, un lucru sfânt. Frații mei, dacă viața de credință nu are putere, e foarte posibil să nu aibă putere, pentru că noi nu ne mărturisim păcatele. Și ne facem rugăciunile formale și nu au nicio putere. Mărturisirea este esențială. Dacă ne mărturisim, Dumnezeu ne iartă și ne curățește. Și apoi, deci, iertare, credință, curățire. Și apoi, punctul următor, spune Spirit Profetic, este Ioan 15. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Rămâneți în mine pentru că despărțiți de mine. În momentul în care Dumnezeu ne-a iertat și ne-a curățit, noi singuri păcătuim din nou. Dacă rămânem într-o legătură continuă cu Iisus zi de zi, umblăm cu El, ne gândim cu El, vorbim cu El, ne rugăm tot timpul, ca Daniel, de trei ori pe zi, tot timpul rugați-vă fără încetare. Dacă rămânem în legătură cu El, atunci rămânem curați. În momentul în care am căzut, înapoi, același proces. Domnul să ne ajute să practicăm această rugăciune de pocăință, că numai asta ne va da putere în toate celelalte și bucurie și pace. Amin.